Derbiul Moldovei la handbal masculin a stat sub semnul echilibrului în primele 30 de minute, pauza consemnând scorul de 15-15. Chiar dacă au ratat 4 aruncări de la 7 metri, băcăoanii au intrat în ultimele 10 minute ale întâlnirii cu un avantaj de 3 goluri, scor 23-26. Trupa antrenată de Răzvan Bernicu n-a renunțat însă la luptă, iar în ultimele 6 minute de joc s-a aflat de 2 ori la conducere. Știința Bacău a plecat cu un punct de la Suceava, grație lui Câmp care a egalat la ultima fază de joc. Prima repriză seamănă ispitor cu meciul din tur, au condus ei, o a doua în care am revenit bine de la 4 goluri. Din păcate n-am știut să gestionăm acest final de meci. Am avut un atac la un gol pentru noi. Zic eu, a contat și faptul că am jucat în 4 și în 5 mare majoritate a finalului de meci. Nu pot decât să-i felicit pe băieți pentru că și-au dorit mult o victorie. Cum am zis, ne așteptam la un meci echilibrat, așa și a fost și până la urmă cred eu că rezultatul este echitabil. Nu știu dacă rezultatul mă mulțumește pentru că practic și la urma urmei, nu știu, rezultatul meciului nu cred că ar fi contat foarte mult în economia, să zic așa, campionatului, pentru că nu știu dacă avantajam vreo fel sau altul poziția în clasament pe vreuna dintre echipe. Numai că, după părerea mea, a fost un meci de orgoliu, ori aici sunt profund dezamăgit de atitudinea și comportamentul unor jucători și pot să spun cu riscul de a-i jigni, sunt jucători cu pretenții și pot să spun chiar și cu experiență, cu oarecare experiență, de la care avem așteptări mai mari. Și astăzi au fost cam ștergi. Într-un alt meci al etapei a 17-a din divizia A, CS Vicov Bucovina a fost învinsă pe teren propriu de Politehnica Iași cu scorul de 26-45. În următoarea rundă, CSU Suceava se va deplasa la Bicaz, iar Vicov Bucovina va evolua pe terenul liderului HC Dobrogea Sud Constanța.